Israelul se întoarce la viața de dinaintea pandemiei. Țara a ridicat aproape toate restricțiile impuse din cauza pandemiei și rata zilnică a infecției este aproape de zero. Israelienii nu mai trebuie să prezinte dovezi de vaccinare sau dovezi că au trecut prin boală pentru a merge în locuri publice, ca de exemplu la restaurant sau la săl de gimnastică. Israelienilor li se cere purtarea măștii în interior, însă și această restricție se va ridica în curând. After quarantines and closed downs, după aceste vremuri, după carantine și după toate restricțiile, acum vom da drumul la toate activitățile din Israel. Israelul a avut una dintre campaniile de vaccinare cele mai reușite din lume. Mai bine de 70% dintre israelieni, începând cu vârsta de 20 de ani, au primit două doze de vaccin împotriva coronavirusului.